trage apa după. Acesta este mesajul pe care câmpinenii îl întâlnesc prin diferite zone ale municipiului, atunci când se îndreaptă către un coș de gunoi pentru a arunca, de exemplu, o hârtie sau un ambalaj pe care l-au în mână. Persoane care încă nu au fost identificate au realizat un șablon și au vopsit tot ce le-a ieșit în cale. Da, pe mine mă deranjează că în general tinerii se ocupă de acest lucru. Culmea este că au imaginație, dar chiar depun destul de multă muncă să facă șabloane pentru a putea scrie cu vopsea diferite enormități pe coșurile de gunoi. Eu chiar sunt surprins de ceea ce a apărut pe zona Bulevardului Culturii, numai că orice e posibil în România și atunci trebuie să ne gândim că și în Câmpina se pot întâmpla foarte multe lucruri. Nu este pentru prima oară când coșurile de gunoi intră în atenția celor care nu prea au ce face noaptea. Unii au vrut să demonstreze că știu arte marțiale, alții le-au rupt și le-au aruncat în curțile oamenilor. Realizarea de graffiti pe coșurile de gunoi e o modă nouă. Au tot felul de tendințe, inclusiv practic arte marțiale cu coșurile de gunoi. Ce-o fi având cu ele, nu ne dăm seama foarte bine, dar astea sunt la ora actuală preocupările unor oameni. Poliția comunitară, instituția din care mai bine de jumătate din personal a fost disponibilizată, este cea care ar trebui să dea de urmele autorilor.